Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am văzut și până acum, nu este un cuvânt pe care l-am primit pentru delectare intelectuală sau psihologică, ci este un cuvânt care influențează în mod decesiv viața noastră, nu numai aici pe pământ, dar și în ceea ce privește veșnicia. Domnul Isus este foarte categoric în acest sens. El atrage atenția chiar asupra celor ce vor încerca să înșele folosind cuvintele lui. Însă sunt anumite evidențe clare care indică cine sunt cei care aparțin cu adevărat împărăției cerurilor. Elementul care face diferența, spune Domnul Isus, este roada, ceea ce produce fiecare. Dar nu numai rodul este ceea ce va face o diferență, ci și temelia pe care o ai. Minunatul exemplu al celor două case indică clar care este soarta celor ce nu își aleg o temelie adecvată. Domnul Isus prezintă stânca locul unde să înălțăm edificiul vieților noastre, este locul din care aceste edificii vor rezista intemperiilor inerente. Dar să trecem acum la capitolul 8 al Evangheliei după Matei, un capitol în care Domnul Isus demonstrează că are puterea aplicării predicii de pe munte pe care tocmai a încheiat-o. Este foarte adevărat că această predică, fără egal de altfel, ridică o întrebare. Care este posibilitatea ca cineva să trăiască după standardele etice prezentate de Domnul Isus? Pentru a răspunde la această întrebare, Matei prezintă o serie de miracole care vin să demonstreze că el, Domnul Isus, are capacitatea de a împlini tocmai el ceea ce propovăduise. Aceasta nu este numai o demonstrație a posibilităților pe care le are, ci și faptul că el este un ajutor pentru noi. Domnul Isus este cel care înțelege cel mai bine ce se petrece cu noi, pentru că și el a trecut prin toate aceste probleme. De fapt, în ceea ce privește viața noastră spirituală, nu putem face nimic fără el. Ioan, în Evanghelia Sa, în versetul 5 din capitolul 15, ne spune că despărțiți de el nu putem face nimic. Or, lucrul acesta este o realitate pe care ar trebui să o avem mereu în fața ochilor. Prin Duhul Sfânt, Domnul Isus împlinește prin noi ceea ce noi nu am putea să facem vreodată. Cred că aceasta ne duce la o concluzie importantă. Matei nu încearcă să prezinte o biografie a Domnului Isus, nici să pună în ordine cronologică evenimentele care lau un în centru pe Domnul Isus. Mai degrabă, el ne prezintă o mișcare pe care Domnul Isus a inițiat-o prin predica de pe munte. Scenariul nu este deloc complicat. Regele urcă pe munte, acolo prezintă proclamația sa, legile împărăției, iar acum coboară de pe munte și este autorul la 12 minuni. Prin acestea indică că puterea lui se extinde dincolo de cuvintele pe care le spune. Ele sunt descrise în cele două capitole care urmează acum, 8 și respectiv capitolul 9. Ceea ce impresionează la Matei este meticulozitatea cu care își organizează materialul prezentat. El nu intenționează să prezinte toate minunile în care a fost implicat Domnul Isus, ci câteva care conturează ceea ce și-a propus el să prezinte. Să mergem deci mai departe și să vedem despre ce este vorba. Încă de la început trebuie menționat că Matei nu urmărește ordine cronologică, așa cum spuneam, ci una logică. Când s-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după el. Observați, vă rog, că erau mari mulțimi de oameni care mergeau după Domnul Isus. Această mulțimi erau cele care ascultaseră minunata lui predică. Să nu uităm că Domnul Isus este încă în zona orașului Capernaum, care era un fel de centru sau comandament al misiunii sale. Oricum, Domnul Isus coboară de pe munte și odată cu el și mulțimile care stătuseră acolo. Veneau să vadă ce va face acest om. Cuvintele erau frumoase, dar poate el să facă ceea ce spune? Un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, pot să mă curățești. Observați schimbarea radicală a decorului în care activează Domnul Isus. De pe înălțim vine la locurile cele mai joase. În Biblie, lepra simbolizează păcatul și este o boală incurabilă. Este de asemenea o boală descustătoare, Leprosul acesta îl abordează pe Domnul Isus și nu îl întreabă dacă are puterea să vindece, ci numai dacă Domnul Isus vrea să-l curățească, să-l vindece. El știa că are putere. Avea credința aceasta, iar ceea ce cere el este după voia Domnului. Nu întotdeauna ceea ce cerem noi este după voia lui Dumnezeu, dar atunci când este, el ne ajută. Este acolo pentru noi. Nici leprosul nu are o atitudine obraznică, cerând ca Domnul Isus să facă ce vrea el, leprosul ci ceea ce va vrea Domnul Isus. Este o mică diferență față de modul în care se roagă unii dintre noi, care nu fac altceva decât să exprime ceea ce vor ei și nu neapărat ceea ce este după voia lui Dumnezeu. Aici Domnul Isus este cel care ia decizia. Isus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau să fi curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Deoarece lepra era, așa cum spuneam, o boală groaznică, contagioasă, Oamenii se fereau să vină în contact cu un bolnav de lepră. Ei erau izolați de comunitate și forțați să păstreze o anumită distanță între ei și restul oamenilor, strigând atunci când cineva se apropia necurat, necurat. Dar, ce face Domnul Isus? Îl atinge. Vindecarea acestui om nu era numai de natură fizică. Gândiți-vă la toate traumele pe care le sufereau acești bolnavi. Gândiți-vă la ce se întâmpla în mintea acestui om când a observat boala. Poate că era la câmp, la plug, vede ceva pe trupul lui, se duce acasă, pune medicamente, sperând să nu fie ce pare a fi. A doua zi constată că boala s-a extins. Se duce la preot care îl izolează pentru două săptămâni. După aceste două săptămâni, verdictul este foarte clar. Lepră. Omul întreabă pe preot dacă poate să meargă să-și ia rămas bun de la familie, de la copii. Iar preotul spune nu. Nu mai poți să atingi pe nimeni din familia ta sau oricare altă persoană. De acum, la apropierea unei persoane trebuie să strigi, necurat, necurat. Omul acesta a văzut probabil copiii lui crescând de la distanță, suspectați și ei că ar putea fi bolnavi, descurcându-se singuri fără ajutorul tatălui lor. Însă într-o zi aude mulțimea vorbind de Domnul Isus. Era singura lui șansă, nu putea să o piardă. Doamne, dacă vrei, pot să mă curățești și Domnul vrea. Cred că aceasta a fost cea mai frumoasă atingere de care acest om a avut parte. Ea a fost atingerea care l-a redat familiei sale, societății. A fost atingerea care i-a redat viața. Însă, Domnul Isus nu vrea popularitate. Apoi Isus i-a zis, vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Marcu relatează și el acest caz și spune că omul acesta, plin de bucurie, a plecat spunând la toată lumea ce se întâmplase cu el. În consecință, o mare mulțime de oameni venea după Domnul Isus, iar el a fost nevoit să se retragă din acea zonă. Dar nu numai puterea atingerii este cea prin care lucrează Domnul Isus, autoritatea lui este mult mai mare. Urmează acum un alt episod în care Domnul Isus arată cât de mare este puterea lui. Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Probabil, sutașul auzise de vindecarea leprosului. prosului. Sutașul acesta nu era evreu. El făcea parte dintre neamuri. El nu fusese crescut în iudaism. Probabil luase cunoștință cu această religie și aflase despre Dumnezeu în momentul în care a fost adus acolo împreună cu oștile romane. El avea în subordine o sută de soldați, Omul acesta era unul care avea o inimă deosebită. El era preocupat de soarta servitorului său. Centurionii era în general descendenți din familii de nobili. În aceste familii, băiatul avea încă de mic un om care îi slujea. Poate că și acest slujitor era cu el încă de când a fost mic copil. Acum era bolnav și sufera, probabil, paralizie. Centurionul se gândea la el cu milă și voia să-l ajute. Aude de Isus care venise în orașul lor. Acolo era speranța. Luca spune despre acest ostaș că ridica o sinagogă pentru evrei. Tot ce este posibil după grija pe care o arată pentru slujitorul lui. Dar Domnul Isus vede inima acestui om și dorește să-l ajute. Isus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Dar observați acum credința și înțelegerea pe care o are acest om cu privire la Domnul Isus. Doamne, răspuns utașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine o sta și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Nu cred că cineva a înțeles mai bine autoritatea pe care o avea Domnul Isus. Omul acesta știa ce înseamnă autoritate. El însuși era unul care avea autoritate și atunci când poruncea ceva, ceilalți trebuia să îndeplinească. Dar mai mult decât înțelegerea acestui principiu al autorității, omul acesta înțelegea cât de mare este puterea Domnului Isus. El nu o considera o putere umană, o pricepere în ceea ce privea disfuncționalitățile unui trup uman. Sutașul a înțeles că este vorba mai mult de atât. El a înțeles că Domnul Isus îi sunt supuse forțe ale acestui univers. Acesta este lucru care l-a mirat și pe Domnul Isus. Când a auzit Isus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. În numai două ocazii ne se spune că Domnul Isus a fost mirat. Odată de necredința poporului evreu și apoi de credința acestui om dintre neamuri. Acest eveniment este comentat de Domnul Isus în defavoarea poporului evreu. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De fapt, nu cred că numai pentru ei este valabil acest comentariu al Domnului Isus. Și noi suntem acum fii ai împărăției și trebuie să fim atenți la noi înșine și la credința noastră. Evreii care avuseseră parte de miracole așa cum nu mai avusese niciun popor, la un moment dat nu mai dau atenție unor asemenea lucruri. Necredința lor a fost aceea care a îndepărtat intervenția lui Dumnezeu din mijlocul lor. Apoi a zis sutașului, du-te și facă se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Este rodul credinței. Sutașul acela, considerat un păgând de evrei religioși, este considerat un om al împărăției cerurilor de către Domnul Isus și un exemplu pentru manifestarea credinței. Acum ajungem la cea de-a treia minune a Domnului Isus. Isus a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a s-a sculat și a început să-i slujească. Interesant este că Domnul Isus nu ține cont de tipul sau gravitatea bolii. Pentru el nu este decât o persoană nevoie care trebuie ajutată. Am spus interesant pentru că, de obicei, atitudinea noastră este diferită. Fie ne ocupăm numai de cazurile ușoare, considerând că pentru cele grele nu sunt șanse și nu vrem să pierdem, fie luăm cazurile grele pentru că, spunem noi, ceilalți se vor vindeca singuri. Desigur, aceste practici funcționează, din păcate și pe plan spiritual. Nu de puține ori am auzit despre oameni care îi califică pe alții drept incurabil din punct de vedere spiritual. Pentru ei nu mai este speranță, spun ei. Nici pentru lepros nu mai era. Nici pentru slujitorul sutașului nu mai era poate speranță. Dar numai până la Domnul Isus. De acolo nici nu a mai fost speranță, ci certitudine. Niciun caz mai ușor nu este fără preț în ochii Domnului. Deci, să punem mai serios problema sprijinului altora. Cel de-al patrulea miracol are loc la lăsarea serii. Seara au adus la Isus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Observați, vă rog, că Matei vorbește aici despre mai mulți bolnavi care au fost aduși la Domnul Isus pentru a fi vindecați. Acum gândiți-vă că la ora când Matei scrie acele cuvinte, oamenii aceia încă mai erau în viață. Ori lucrul acesta este o dovadă că ceea ce scrie Matei nu este ficțiune, ci realitate. Oamenii aceia erau martori, oricând puteau fi consultați. Acesta este și motivul pentru care dușmanii Domnului Isus nu au pus sub semnul întrebării niciuna din minunile pe care le-a făcut, au încercat odată cu unul, dar nu au obținut mare lucru. Oricum, Matei consideră și aceste vindecări ca fiind atributele Mesiei, vestit prin profeții. Ceea despre care vorbește Matei aici, este vorba de profeție, se găsește în Isaia, capitolul 53, versetul 4 și pare a fi una favorită pentru cei bolnavi. Mai mult, vindecarea era asociată cu izbăvirea, dar mai bine să privim la aceste versete din Isaia, deoarece cred că lumea modernă trebuie să le înțeleagă mult mai bine. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne depace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. O întrebare care trebuie pusă este, de ce vom fi noi tămăduiți? Care sunt acele boli de care trebuie să fim vindecați? Pasajul acesta spune destul de clar că este vorba despre păcate și nelegiuiri. Și Noul Testament este foarte clar în acest sens. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Vindecați de ce? de păcat. Petru, pentru că el este cel ce scrie aceste lucruri, este foarte clar în acest sens. În versetul 6 din capitolul 53 al cărții Isaia, ni se spune ce s-a făcut cu nelegiuirea noastră. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul lui a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Nelegirea mea și a ta, dragul meu, a căzut pe umerii lui, Isaia se referă aici la faptul că Domnul Isus va avea de-a face cu fundamentala problema păcatului. Chiar dacă ispășirea este făcută de Domnul Isus, nu se poate spune că numai o boală fizică poate fi vindecată. Sunt totuși două lucruri separate aici. Vindecarea nu este neapărat o problemă legată de ispășire. Vindecarea de păcate, da, ea este. Dar când vorbim despre bolile trupului nostru, este cu totul altceva în aceste zile când păcatul și satan constituie prezențe în această lume, va continua să fie boală și suferință. De ce? Gândiți-vă numai la abuzurile la care sunt supuse trupurile noastre datorită păcatelor. Toate aceste abuzuri duc la boală fizică. Deci, ispășirea făcută de Domnul Isus nu înseamnă neapărat vindecare de boli fizice. De altfel, avem în Noul Testament cazuri suficiente de boli. Pavel avea și el suferințe legate de trupul lui, la fel și Timotei și alții. Ispășirea făcută de Domnul Isus este făcută pentru păcatele noastre. Vindecările pe care el le-a făcut sunt făcute prin puterea dumnezească care îl însoțea. Probabil că toate acele mulțimi de oameni vedeau acea putere și aceasta îi făcea să-l urmeze. Însă Domnul Isus nu era neapărat încântat de faptul că era o mare mulțime de oameni pe urmele lui nu popularitatea o căuta el. El căuta devotament sincer, inim predate. Nici astăzi Dumnezeu nu caută altceva. El nu caută mulțimi de oameni, nu așteaptă ovații, nu aplauze, nu declarații. El caută inim predate, dedicate în sinceritate. Dumnezeu nu locuiește neapărat în mijlocul mulțimilor. El locuiește într-o inimă sinceră. Dragii mei prieteni, o să vedem mai departe ce așteaptă Domnul Isus de la noi oamenii. Când a văzut acele mari mulțimi pe urmele lui, a cerut ucenicilor să-l ducă de acolo. Aceasta ne arată ce fel de învățător este el, și cred este încă o dovadă că merită toată încrederea noastră. Așa cum vom vedea, chiar și atunci când oamenii au venit să-l urmeze, el nu le-a promis numai o viață ușoară, confortabilă, plină de avantaje. Noi am schimbat puțin mesajul acesta. Promitem o viață plină de avantaje, de fericire, lipsită de suferință și lacrimi. Este foarte adevărat că ea conține și aceste elemente, dar și sacrificiul, suferința, jerfa. însă ceea ce face să l urmăm pe Domnul Isus este că el ne oferă o viață nouă, care nu se încheie aici, ci cea mai bună parte a ei începe abia după ce se termină viața de pe pământul acesta. Deci, viața nouă în Hristos este tot ceea ce trebuie să ne dorim și să propovăduim. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.